Doamnelor și domnilor, Elena Lasconi a mințit, nu a votat la referendumul pentru familia tradițională. Mai multe informații aflăm chiar acum de la Victor Ciutacu, jurnalist România TV. Victor, de ce a mințit Elena Lasconi și de ce tot acest scandal care pare să fie întreținut chiar din partid? Sunt română. Bună dimineața. Pozele de pe conturile din rețelele de socializare ale domnului, respectiv Facebook și Instagram, care doamna se laudă cu participarea la votul din 2019, arată o înșiruire de ștampile cu voturile la care a participat doamna primar. Dintre ele lipsește fix cel din weekendul 6-7 octombrie 2018, respectiv votul de la referendumul pentru familie, pe care doamna Lasconi se laudă că l-a frecventat, că a votat în favoarea familiei tradiționale și ulterior a generat tot scandalul care ne ține ocupați de 3 zile încoace. Avem pozele acolo, atât pe Facebook cât și pe Instagram, pentru că doamna Lasconi n-a avut prevederea să șteargă pozele respective sau să le ascundă, sunt cât se poate de vizibile. Penultimele două, penultima și ultima stampilă sunt din 2016, când au fost alegerile locale, respectiv din 2019, când au fost toate alegerile posibile și imposibile. Lipsește exact bucata cu 6-7 octombrie 2018. Bun, pot spune că poate doamna și-a dezlipit autocolantul respectiv și întrebarea este, odată la mână, de ce l-ar fi dezlipit dacă niciunul dintre restul autocolantelor nu e dezlipit și, în al doilea rând, dacă au dezlipit, înseamnă că și-a mințit propriul partid, că a fost, că nu s-a dus la referendum, iar de fapt a fost la referendum și ulterior a încercat să ascundă participarea la acest referendum. Dacă mă întrebați pe mine, doamna Lasconi n-a fost la niciun referendum. Doamna face paradă de ortodoxie, familie și așa mai departe, dar e departe de ceea ce vrea să arate. Și Victor, ce crezi că se ascunde în spatele acestui scandal și care ar fi miza? A fost pur și simplu o declarație de moment negândită în concordanță cu politica? Cred că a fost o declarație gândită, pentru că, în ciuda aparențelor, doamna Lasconi nu e atât de performantă ca primar la Câmpul Lung și există niște probleme. După știința mea cu fondurile europene pe care le-a atras și le-a cheltuit mai mult sau mai puțin judicios pentru modernizarea orașului pe de-o parte. Și, în al doilea rând, apropiindu-se alegerile, doamna Lasconi, care reprezintă totuși oficial, conform carnetului de partid, o formațiune progresistă care neagă și rolul Bisericii Ortodoxe și rolul familiei tradiționale și așa mai departe, probabil a încercat să-și tragă biserica de partea domniei sale. În ce măsură biserica simte nevoia să o susține pe doamna, cum să spun, Cristina, până la urmă, toate astea duc pe partea aur. Oricum ai luat-o după partea aur. Și familia, și biserica, și sprijinul informal, haide să spunem, al clericilor, toate duc către aur. Nu știu, poate doamna Lasconi are gândul să treacă la aur, sau poate vrea să ia din electoratul aur de la Câmpul Lung. Până la urmă e un orașel de 30.000 de suflete, da? În care probabil au drept de vot maxim 20.000. Dacă... Acest lucru vreau să întreb, Victor, având în vedere ultimele sondaje care au ajuns și aici în redacția România TV, am văzut USR-ul poziționat mult sub aur. Crezi că este o strategie doar pentru a fura din acel electorat? E foarte posibil să fie o strategie pentru adăugarea unui anume tip de electorat care probabil doamne Lasconi lipsește și pe care probabil ea aur. Habar n-am ce candidat are aur pe acolo, ce mișcă aur pe acolo, dar repet, pe doamna Lasconi pare că vrea să îmbine armonios ștampila de USR cu principiile propovăduite de liderii aur. Mulțumesc foarte mult, Victor Ciutacu, te urmărim diseară la ora 21 aici pe România TV. Știu că ai pregătit informații în exclusivitate și de această dată. Mergem mai departe pentru moment.